Discutăm cu Ionuț Moșteanu, candidatul USR Plus la primăria Pitești. Bine ați venit la interviurile Hot News. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Cu drag. Care este planul dumneavoastră pentru Pitești și ce vă recomandă la primărie? O să încep cu a doua parte a întrebării. Am aproape 47 de ani și am doi copii. Doi copii care îmi doresc să rămână aici, în România, lângă noi, în Pitești, să crească mari în Pitești, să rămână în Pitești și pentru asta trebuie să le ofer și să le oferim tuturor copiilor niște oportunități de business, niște oportunități de carieră, niște locuri frumoase în care să-și petreacă viața. Și asta mă mână în luptă și pentru asta am intrat, după 21 de ani de muncă în privat, pentru asta am intrat în politică. Am zis, dacă noi nu punem umărul, nu o să se schimbe niciodată nimic. Și mă uit și la Pitești că la 30 de ani de la Revoluție a evoluat foarte, foarte puțin. PSD a dominat tot timpul aici alegerile, a dominat administrația locală, însă mai multe un parc și o fântână cântătoare în 30 de ani n-au reușit să facă. Ori eu pot să schimb lucrurile astea. Un primar trebuie să fie un politician bun, trebuie să fie un om care poate să lucreze cu echipe, care știe ce la project management, care știe ce sunt alea obiective și resurse și eu. În toată viața mea de profesională am făcut acest lucru. Puneți-mi care sunt primele trei lucruri care vă vin în minte și ar trebui schimbate neapărat la Pitești și sperăm că le veți schimba când veți ajunge primar. Păi, da, sunt multe lucruri care trebuie schimbate. Dacă ar fi să mă opresc la trei, care s-ar și putea face foarte, foarte rapid. E vorba de transparență în activitatea primăriei și a companiilor din subordine. Nimeni nu știe câți bani cheltuie primăria, câți bani cheltuie companiile, care sunt organigramele, cum se fac angajările, cum se fac achizițiile. Ce trebuie făcut? În primul moment, transparentizare și digitalizare. Primăria trebuie să revină la cetățeni, pentru că primăria e a cetățenilor, nu e a primarului. În primul rând, banii existenți pot fi gestionați mai bine. În al doilea rând, Piteștiul este pe ultimele locuri între orașele mari la atragerea de fonduri europene. Pentru că pentru fonduri europene trebuie să muncești și să muncești cu oameni deștepți. Sunt gata să mergem înainte cu proiectele astea, sunt pentru că proiectele de infrastructură creează imediat niște externalități în economie. Dacă ai făcut o platformă industrială, îți vin firmele, încep să câștigi din impozite și taxe. Spuneați de FC Argeș că este brandul piteștenilor. Ce poate face primăria de fapt pentru sport în Pitești? Și ce planuri aveți cu stadionul din oraș? Eu sunt foarte pasionat de sport. Am făcut sport toată viața și fac încă sport. Cred că sportul, am văzut și pe pielea mea și știu că sportul e esențial pentru educație, disciplină și pentru sănătatea cetățenilor, sănătatea unei nații. Primul lucru care trebuie făcut și îl pot face și îl poate face orice primar cu bunăvoință, dar până acum n-au vrut să o facă, este să deschidem porțile școlilor. Sunt peste 30 de școli și licee în Pitești și în prima lună după preluarea mandatului o să deschid porțile seara, în weekend și în vacanțe. Este inadmisibil ca într-un oraș atât de mare ca Pitești să avem doar 3 terenuri în care, publice în care copiii pot da cu piciorul minge sau pot arunca la coș și terenurile școlilor în care primăria bagă bani, cetățenii bagă bani, să stea închise, să stea sub lacăt și copiii să se uite de pe geam de acasă, de unde se joacă la calculator, să se uite la acel teren al școlii care stă închis. Ce putem face mâine este să gospodărim ce avem. Mâine. Pentru că dacă vă duc la stadion o să vedeți că e năpădit de buruieni, cumva pare abandonat. Poate arăta decent și în momentul ăsta, cu niște cheltuieli minime poate fi îmbunătățit, un pic modernizat. Și apoi viitorul este din nou de dialog cu un potențial partener privat. Stadionul ăsta trebuie să funcționeze ca un proiect care să producă bani, pentru că dacă investești 20 de milioane, fie că-s bani publici, fie că-s bani privați, într-un stadion modern, nu poți să joci doar un meci pe săptămână și să zici, da, merită investiția. Nu, ăla trebuie să fie un centru de evenimente în care se întâmple lucruri, meciuri de fotbal, de atletism, de altceva, concerte, expoziții. Ori pentru asta, din nou, trebuie un management privat care să funcționeze cu ochii pe profit. Și în direcția asta putem merge și în direcția asta cred că este cea câștigătoare, nu numai în Pitești, ci în toată țara. Este modul în care se lucrează în foarte, foarte multe țări afară. Și în final vă rog să spuneți alegătorilor câteva cuvinte de ce vă doriți să fiți primarul Piteștiului.
Îmi doresc în primul rând să dau înapoi ceva comunității care m-a crescut și m-a creat ca adult responsabil. Aici am avut cei mai frumoși ani din viață și aici vreau să-mi petresc restul vieții arături de copii. Vreau să fac din orașul ăsta un oraș în care să ne placă, să îmbătrânim împreună. Un oraș din care nici copiii mei, nici copiii altor piteșteni să nu mai vrea să plece, să găsească aici în câțiva ani de zile toate oportunitățile de business, de angajare, de distracție.